Duminică avem finala Euro și finala Copa America, dar finala Copa America cred că mai degrabă e luni. Dar e și luni la ora 3 după timpul nostru. În America ar fi și că e duminică, dacă nu mă înșel, deci... Da, duminică finala Euro, luni finala Copa America și până atunci și că ne dau niște reward-uri pe care le-ați văzut acolo frumos în banner sus. Nu sunt ceva wow, adică Mascheranul ăla cred că ne interesează pe toți și celelalte carduri în mare parte pentru SBC-uri vor fi utilizate. Cel mai bun am văzut că e un Garincia de 94 parcă de la Copa America sau nu, ăsta era Garincia de 92, n-am văzut eu unul de 94. Stați că puseseră ăștia și pe Twitter, de 94 va fi un Crespo Striker, varianta lui Icon de la Team of the Year. Ok, am înțeles. Dar vom primi doi de Mascherano, unul pentru Euro și unul pentru Copa America, dacă am înțeles bine. Deci aici stăm frumos cu reward-urile, doi de Mascherano. Mereu sunt binevenite cardurile lui Mascherano, evident. Astăzi însă ce vreau eu să facem, nu vreau să stăm prea mult. S-a făcut update-ul joi, marele update, doar s-au deblocat reward-urile din săptămâna care 5-6 care era la Euro Rewards. Din săptămâna 5. Acum avem reward-urile practic în săptămâna 2, dacă nu mă înșel, sau în săptămâna 3 cu coins. Exact, exact, exact. Iar următoarea săptămână, în ultima săptămână, probabil vom avea reward-urile aceleași ca și în săptămâna 2 cu gemurile, 7500 de gemuri acolo, pentru că doar primele două reward-uri s-au schimbat pe parcurs. De la săptămână la săptămână. Ok, și ok, și ok, și ok. Deci a mai rămas puțin. Joia viitoare deja vom putea lua și reward-urile din săptămâna 5. Luăm milestone-ul ăsta final și gata Euro, nu? Gata, gata Euro. Dar atenție, să nu uitați că eu uitasem de tot cumva de secțiunea asta de intro. Nici nu mai intram pe aici. Dar să nu uităm că în 6 zile vom avea și aici de luat acest milestone care, pentru care nu trebuie să facem nimic, pur și simplu se va debloca în 6 zile, în ultima săptămână de event și vom putea să îl deblocăm. În acest clip minunat vreau să deschidem și câteva pachetele de pe store pentru că unde este domnul Sui? Inegalabilul Sui, ce a făcut el, a primit acest card senzațional de 99 OVR. Are atribute bune similare cu cardul său Ultimate Team of the Season. Poate ăla să fie puțin cel mai bun. Din ce țin eu minte, 4 la weak foot. Păcat că i-au dat 4 și nu 5. Dar are 5 la skill moves în schimb. Deci clar, este o bomboană. Și mai avem și alte carduri interesante. Lebe Hernandez, Saka... Ce ne mai interesează de pe aici? Dani Olmo, am înțeles că e super bun și îl joacă lumea. Și cam atâta din cardurile astea Moments care s-au băgat în noi de la Euro. Ciudat că nu i-au dat card lui Lamine Yamal, adică i-au dat card lui Michael Merino, lui Dani Olmo. Sau stai, mi se pare că aceste carduri s-au dat pentru meciurile încă când era și Germania. Și abia urmează, poate zilele următoare, să bage iarăși alte carduri Moments. Și pentru meciurile din semifinale, mă gândesc. Și atunci, adică, ar fi ciudat să nu-i dea card lui Lamine Yamal după super golul ăla de la marcat. Ar fi puțin tel ciudat. Am gemuri pentru două pachete de acest tip. Pot fi deschise 3 maximum. Deci hai să dăm. 96 este cardul minim garantat pe care îl primim. Ultima oară am deschis toate cele 3 pachete de la acest bundle cu Moments. Nu mai știu, de la bundle 3 sau 4... Am făcut un clip și vă amintiți că a fost pur și simplu jalnic. Toate trei carduri mi-au picat de 96 exact. Parcă minimul minim. Nici acum n-am speranțe extraordinar de mari. Dar am zis, am gemuri, trebuie să-mi încerc norocul. Odată ce este inegalabilul Sui acolo. Și hai să vedem. Olandez Striker este Verkhorst. Parcă 97 avea, dacă am țin minte bine, da. Nu mă ajută cu nimica, evident. Mă bucură faptul că nu este minimul minim ca OVR, ceea ce e bine. Este un progres nemai văzut de ultima oară, dar hai acum cu 98. Hai să facem upgrade-ul, cu toate că nici dacă îmi pică un 98, tot chiar și așa nu prea mă ajută cu nimica. M-ar ajuta doar un Theo Hernandez. Sigur l-aș băga la echipă un Saka sau un Ronaldo. Dacă am fi serioși, cred că cel mai mult aș avea nevoie de Saka.
Sau nici de el n-aș avea atâta nevoie, că l-am pe Salah, dar cred că Saka ăsta ar fi mai bun. Are tot 4 la weak foot pe dreptul ca și Salah. Să mi-l dea, că mă decid eu ce fac. Ce card joc, Salah, Saka, mă decid eu, doar să mi-l dea. Atâta cer ei sports, nu mai mult de atâta. Am adunat ceacrele, ne-am rugat la Doamne, Doamne, am manifestat, am vizualizat universul Inu Yanu și ne pică. Ciuciu era unul din aia de 96, dacă nu mă șel, Embolo, striker de la Elveția. Foarte bine Elveția la acest euro, mi-au plăcut bărbații Elveției, au jucat senzațional, disciplinați pe poziții, bravo lor, păcat că n-au ajuns în finală. Dar da, era greu oricum. Ce o să fac eu cu aceste carduri minunate de le-am prins? Cel mai probabil o să le tot bag la Market Pick Tokens. Cumva ia iurea, ați putea spune că pierd carduri prea multe de 96, de 97 încercând să fac tot aceste pick-uri, dar nu prea am altă soluție, pentru că dacă e să folosesc aceste carduri la aceste exchange-uri, nu? Că ar merita mai mult aici ca să primești alte carduri bune, uite, potențial până 99, să știm cu toții ce carduri pică de aici. Maximul OVR de 95 e dacă pică, mai rar 96 și mai sus, so, n-are sens nici aici să le folosesc. Și chiar dacă am cumva noroc și îmi pică un 97, un 98 sau poate chiar și unii de 99, la cum arată echipa mea în acest moment, oricum nu mă ajută, însă pentru daily pick-uri acolo dacă bag, e mai worth-y oarecum, pentru că merg aici la extra time și măcar iau niște carduri tradable. Am deschis și două picuri de asta din top 500, o să vedeți clipul zilele următoare. A fost bine, a fost bine și cumva o să-și dea refresh parcă și picul ăsta, uite, pe 18 iulie, tot pe 18 iulie sau? Cumva arată că mai sunt 19 zile? A, se vor updata playerii pe 18 iulie la ambele. Însă ăsta va putea fi luat din nou dacă ați luat două din două tot pe 18 iulie. Dar ăsta de top 50 și nu, ăsta abia 19 zile. Când filmez eu acum, am înțeles. Deci undeva după o săptămână când vin din vacanță și eu, o să fie available. Și cam până atunci cred că o să și am punctele necesare, 6000, acum am 1000. Am mai strâns niște carduri de 96, cred că am lejer de băgat în exchange-uri să am peste un 4000 de puncte. Carduri untradeable, evident, și mai prind probabil până atunci de la pack-uri, de la chestii. Și o să avem iarăși de una top 50 pick, dar iarăși cred că nu o să deschid instant atunci când o să se refreshuiască ăsta. Și o să aștept din nou să se updateze jucătorii care pot pica aici, pentru că uite, următoarea dată va fi pe 18 iulie. Dar până 19 zile când voi putea să le iau din nou, deja jucătorii ăia nu vor mai fi up to date cumva, poate cei mai scump de pe market. So, o să mai aștept până la următorul refresh. O să ne arate aici de acum încolo, ceea ce e bine. Ca să știm și undeva fix în prima, a doua zi după ce se updatează iar jucătorii, atunci o să deschid din nou. Legat de aventura mea la head-to-head, la Division Rivals, sunt mai aproape, am 953.000 de cupe. Vedeți bine aici. Hai să dăm un meci cu toate că nu sunt încălzit, nu nimic, poate mai bine nu dădeam să scad acum și să stau puțin pe loc, dar dăm un meci. Probabil ating 1.000.000 de cupe până plec eu în vacanță, însă nu știu dacă apuc să și filmez. Am mai filmat deja niște clipuri în avans, am început să le editez, să le pregătesc pentru perioada asta cât am zis că voi fi plecat de o săptămână. Și nu știu dacă o să mai am timp să mai stau să filmez încă un clip sau două, ca aș vrea aici să filmez un clip și pentru celălalt canal 1, gen aici ăsta cu head-to-head-ul, când ajung la FIFA Champions și acolo alt clip, dar e posibil deja să rămână pentru perioada de după vacanță. Dar până atunci era sigur ating FIFA Championul și clipul deja îl facem după. Vedem, poate atunci se va termina și sezonul aproximativ de Division Rivals și o să avem premiile practic pentru FIFA Champion. Ceea ce cred că ar fi mai bine așa, nu? Să filmez atunci când vor fi și acele premii, deschidem și vedem dacă merită să joci atâta, să tragi tare la head-to-head, la Division Rivals, pentru premiile de... le primim. Acum eu clar am zis, nu fac treaba asta pentru premii, am zis așa să avem un milestone frumos aici pe cont, că am jucat până la FIFA Champion 3.
Era să mi-o iau și cu premiile alea ar fi frumos dacă n-ar da ceva. Nice, bine, 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 bine. Cu Maldini e periculos dacă lași la cap să-ți dea. Să-ți dea cu căpățâna. Pasă proastă, pasă proastă, pasă proastă. E puțin delay. Eu am dat. Mamă, 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 nu așa se joacă. Eu dedusem acolo să bage tackle un alt jucător. Dar mi-a luat tackle-ul abia când am schimbat jucătorul, gen ceva wow. Shoot de aici cu domnul Müller și obținem un corner. Cornerele sunt destul de importante, am zis l-am pe Maldini, l-am pe Lucio, deseori marchez din cornere. Deseori, se întâmplă undeva, nu știu. Unul din trei cornere e gol de obicei la mine. O jucătorie aia insane de i-am la căpățână, Maldini, Lucio, Gullit, Vieira. Bomboane. Și Mbappé, și cu el am dat câteva goluri, deși el destul de bine, nu ți minte dacă la atribute arată senzațional acolo la heading, la jumping, dar am dat ceva goluri și cu el, nu mă așteptam să fie interceptată această pasă. Ok. No, ce bine m-a luat, urăsc din tot sufletul heel-to-heel-ul ăsta, bă, când îl fac eu... Se duce mingea pe urlați. Când îl face adversarul, se duce fix pe poziție viitoare, unde poate să șuteze, să facă scheme, să whatever și să creeze o fază periculoasă la poarta mea. Lasă-mă să termin faza! Lasă-mă să termin, că eram la un pas distanță de șut. Ok, aș vrea să egalez măcar să nu scădem, dar deja va fi ce va fi. Acum încerc în mare parte când mă apuc din nou să joc, să urc. Mamă, mi-a făcut schema. Mi-a făcut schema aia de început. De-o fac și eu mai mereu. Când dau start la game, să-mi trimit jucătorul în față. Bine aici, Mbappé. Du-te. Vieira, nu trebuia șut din prima, avea spațiu. M-am panicat puțin. Porneam să zic, acum când tot joc la head-to-head, când vreau să urc, preferabil dau un team match 2 acolo la play and ranked, să mă mai încălzesc și eu și după, știi? Că dacă dai match din prima, dai de unul care joacă deja de vreo 5 ore și umblă degețelele acolo pe telefon de numai și clar pierzi, chiar dacă poate fi mai bun decât el, dar dacă nu ești încălzit, nu ești intrat acolo mână, full concentrat, te duci pe pili, știi? Bine, aici Vieira, te pup! Te puveri, așa trebuia și mai devreme. Trebuia întâi să opresc mingea, să fac un pas, poate tot o schemă și după să șutez. Dar eu am șutat din prima cu Vieira și n-a fost gol. Acum putea să fie 2-1 și să fie win, da. Acum hai să nu fim și noi răi și să cerem prea mult. Nu mi-a ieșit schema. Rău. Grimaldo. Hai să stăm chill pe aici. Hai să stăm chill. Gullit contra Gullit, te rog, du-te acolo. Bine. Come on, i-am luat. Și e gol. Ce mă frustrează aceste momente. Am băgat acolo piciorul la minge, am zis gata, am luat balonul. Nu, a rămas la el. Și eu deja mă deconcentrasem cumva, știi, și mă gândeam, stai, hai, cum să iau mingea, cum să mă pornesc în atac. Dar faza de fapt continua. Pentru el, ce a fost pasa asta, doamne? Un mic luz așa, dar lasă, meciurile mai bine le joc după, cred că o să am un două ore așa, să joc full toate meciurile rămase până la FIFA Champions 3, nu le joc așa pe bucăți, meci 2-3, că uite, bascat, ba, urc, stagnez pe loc, trebuie să mă pun instant, să joc toate meciurile până la FIFA Champions 3. Și să-mi iau de o grijă, atâta cu acest clip senzațional, încercați-vă și voi poate norocul acolo dacă aveți gemuri la sui. La noi jucători moments acolo de la Euro, eu v-am lăsat, v-am pupat, like, abonare, tot acumul, ne auzim data viitoare. Bye bye!